Cred că... Cei din lumea pasionaților știm destul de bine cât de mult ne place un motor cu sunet puternic. Ce feeling ai în momentul în care de la depărtare auzi ceva și nu știi exact ce este, ce motor, ce cilindre, ce putere și așa mai departe, dar pur și simplu auzi un sunet plăcut. Vă dați seama că nu este nicio reclamă, dar pentru cei care au un buget mai restrâns, vreau să vă prezint tot despre ce înseamnă o jucărie de genul. Un Krapovic fake, să fiu mai exact. Ce înseamnă asta? Este, cred că, printre cele mai ieftine sau cea mai ieftină tobă aftermarket pe care poți să o pui și am văzut-o pusă pe Linhai, pe CF Moto, pe Can-Am, pe Articat, pe Polaris, pe TGB, pe absolut orice. Este, cred că, cea mai ieftină la undeva în jur de 200 plus minus de lei. Eu cred că am luat-o pe undeva la 170. Și astăzi am de gând ca pentru cei care m-ați întrebat cum vine, cum se montează, cum am pus-o eu și așa mai departe, să vă explic ce părere am eu despre această tobă. Ca să fiu cât mai exact, vă povestesc puțin la început, pentru că cel mai important lucru este în momentul în care aveți o carburație, exact cum am eu, cu un carburator la care nu s-a făcut mentenanța în ultimul timp, să zicem, dă flăcări. Și e foarte important de știut că dă flăcări. Să mergem să vă arăt puțin ceea ce înseamnă. Deci, avem aici, nu știu cei care v-ați uitat la videoclipul cu montajul să vă uitați la acela, un Krapovic fake. Nu am pus încă sticker-ul pe ea, dar hai să vă explic de la început. În primul rând, această prindere de sus nu este ca cea originală a tobei. Toba originală se prinde în partea de sus. Eu am dat o gaură și am pus o piliță pe partea cealaltă ca să prindă așa. Mi-ar fi plăcut ca toba să fie mai lungă, ca flăcările să iasă mai partea din spate. În partea de sus am făcut o plotăgărie maximă în care am pus efectiv o tablă ca să nu-mi topească carena în partea din spate. Pentru că toate flăcările de dea, uite, și după cum vedeți, nu știu că se vede, dar se focalizeze. Mi-a topit puțin partea asta, dar nu mă deranjează neapărat, adică extraordinar de puțin. Bun, prinderea cu evacuarea. Această tobă vine cu un adaptor. Acesta este adaptorul care se înfige în toba. Toba este până aici, care nu știu ce exact, ce milimetru, ce dimensiune are, dar o să vă las pe ecran. Și mai e această reducție. Prima oară am încercat să pun toba fără reducție pe evacuarea originală. Numai că garnitura de la toba originală îmi intra cu totul înăuntru și nu am vrut ca acest lucru să se întâmple. Nu mi-a plăcut mie, pur și simplu că efectiv intră înăuntru și nu stă peste, deoarece și toba intră peste acest inel, adică venea cu totul în, nu, acest inel nu ținea toba. Aș fi putut să mai sudez ceva aici ca să o țină, dar nu am avut timp atunci. Arcurile au fost destul, le-am și lungit că au fost destul de lungi. Pur și simplu am pus această reducție și în interior nu mai este nicio garnitură, lucru pe care nu-l recomand. Dacă cineva vrea să facă acest tip de improvizație pe o tobă a Krapovic, recomand să taie toba originală cu partea care se îmbină cu evacuarea, galeria de evacuare originală a ATV-ului și să o îmbine cu partea aceasta, ca să nu fie probleme de jocuri, de flăcări pe acolo sau așa mai departe. Recomand pe termen lung. Eu nu o să o țin extraordinar de mult timp. Ca idee, hai să vă arăt și cum e în interiorul ei. E deja neagră. E goală. Nu am lăsat silencerul, nu am lăsat nimic. Nu-mi place cum se vede cu silencerul. De fapt, cum se aude cu silencerul, că pare că fâșie mai mult. Și pur și simplu am lăsat-o așa. Așa că hai să-l pornim un pic acum. Am tras un pic șocul ca să-l auziți mai turat. Hai să pun șocul înapoi. Să auzim cum ar sta la relantii. Motorul nu este încă cald, am doar două liniuțe la apă.
Nu știu exact ce temperatură ar fi asta, dar nu este la cald. Are un sunet plăcut. Plăcut spre un pic prea mult. Este foarte sesizabil că este la gol. Adică am făcut teste de sunet în momentul montării. Ia să vedem un pic că, când o turăm. Este mult. Asta e și problema cu carburatorul, care nu e curățat de ceva timp, dar o să mă ocup de acest lucru pentru că dă flăcări. Bine, nu se vede acum că motorul este încă relativ rece. Dar cu motorul cald, cu ATV-ul mers, eu am mers cu ATV-ul 5 minute înainte să ajung aici. Dacă merg vreo, cred că o jumătate de oră și după mă apuc să-l turez, scoate flăcări. Seara se văd extraordinar de mult flăcări. Ce trebuie să știți? În mare parte, toba asta e o protogărie. Pentru că, na, fiind cea mai ieftină, o recomand de distracție, ceea ce vreau să fac și eu acum, să mă distrez cu ea, să mă simt bine. Și hai să lăsăm telefonul la o parte, să trecem înapoi la cameră. Eu am vrut să mă simt bine, să o folosesc chiar în scop de distracție, pentru că mereu am vrut tobă și am zis, bă, hai mă, de ce nu, acum e iarnă, eu vara... Ca să vă explic de ce, nu o să țin foarte mult, vara mai folosesc ATV-ul la cărat de fân, de exemplu. Și cu aceste flăcări este un pic cam nesigur, să închid și la de acasă, nu mai însară chestii din ea. Este un pic spre foarte nesigur. Se aude foarte plăcut oricum, se aude... Da, dă rateuri. E amuzant că dă rateuri, dar nu știu cât de bine îi face ATV-ul lui, clar nu. Un plus de putere, nu știu să vă zic dacă se simte sau dacă există. Dar destul cu vorbăria, hai să vă arăt părerea mea despre prima zi în care am ieșit cu toba pusă. Adică am filmat și atunci, numai că am vrut să am un video complet despre tobă. Deci, bă, băieți, nu știu cum să vă zic, dar evacuarea e superbă, cum se aude în realitate. Am ascultat și eu pe filmare și pe filmare sunt profund dezamăgit și am mai cerut păreri și mai trimisesem la băieți pe WhatsApp și așa. Și după l-am pornit în realitate și au rămas mai surprinși, au zis, băi, în filmare n-are nicio treabă cum s-aude în realitate. Da, tot e lihai, tot, dar s-aude, nu știu, mișto, în realitate s-aude foarte mișto, foarte. S-aude, dar are un pic așa de sunet, de, ca n-am de pe video. Numai că la mine pe video nu s-aude bine, s-aude mai în realitate. Mamă, deci când sunt între case și eco, deci să mă scuze pe mine toți vecinii din sat și toată lumea din sat cum s-aude. No, e superb, no, să cumpăr. Vai de cap, nu știu, dacă, nu știu cât rezist cu ea așa, sau dacă ia ceva foc. În stânga? Încolo? Ah!
dat pe mine, puf, puf. Mi-a venit doar și în gură. Mamă, ce alunecă. Puf. Ce alunecă să-mi fac! Așa aruncă pe-al meu! Deci, nu știu, sunt în extaz. Cam ești aici un pic cu băieții, o să...
Deci e o senzație în care cu cât merg mai mult, cu atât îmi place mai mult și e greu de explicat. Sau de mișto în sarcină, așa. De-aia e și sunetul mai mișto când, dacă are putere să urce, cum a fost urcarea asta de aici, e extraordinar de abruptă, dar e un pic cât să trăiască să țită accelerația la maxim. Sau de super mișto. Dar e mult. Adică e mult, e gros, e flăcări, e... Da, eu o să spun la TV-ul și vă las. Da. Și acum cu el aproape curat. Eu nu l-am curățat de tot. Mamă, ce fum iese de la... De la tabă. Am curățat și pe jos, să nu zică nimeni nimic. Nu o să stau pe el, vă dați seama. Ce-mi place cum arată aici pe gheața asta. Mamă, n-am curățat deloc.